Lucrările de eficientizare energetică a Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara au demarat în anul 2021, însă, în prezent, conducerea unității medicale este profund nemulțumită de modul în care evoluează proiectul, în prezent fiind înregistrate întârzieri destul de mari. Dacă lucrările ar fi trebuit să fie finalizate în proporție de 70%, constructorul a ajuns abia la 40%. Conducerea spitalului consideră că cei care se fac vinovați trebuie să plătească. Lucrăm pe Spitalul Mare, la proiectul de reabilitare energetică. Acolo lucrările sunt întârziate. De ce? Ce s-a întâmplat? Acolo este o... Dacă lucrările pe ambulatoriu au mers perfect, între proiectant, constructor și subcontractor și așa mai departe, tot lanțul, au mers perfect acolo. Din păcate, pe Spitalul Mare au început unele probleme între proiectant, constructor, subantreprenor. Tot timpul am avut și avem întâlniri constante și regulate cu ei. Și în prezent sunt doar întârziate sau sunt blocate? Sunt întârziate, se lucrează, doar că trebuia să fie mult mai avansate cu lucrările. Cred că stadiul fizic este undeva pe la 40% și ar fi trebuit să fie undeva spre 70% în momentul de față. Având în vedere că lucrările sunt foarte întârziate, conducerea unității medicale spune că ia în calcul și ca cel sau cei care au făcut să se ajungă în această situație să plătească. Suntem profund mulțumiți și noi ca spital și primăria Hunedoara de această întârziere, fiindcă impactează direct pe buget. Și până la urma urmei sunt convins că aici cineva va plăti aceste întârzieri, fiindcă până la urmă sunt bani publici, constructorul, proiectantul, subantreprenorul trebuia să-și facă treaba și sunt convins că va exista la un moment dat o solicitare să vedem cine a întârziat și de ce și unde este vina și cine care vină în întârzierea acestui proiect poate să plătească. Valoarea totală a proiectului este de peste 36,8 milioane lei.